Acest program vă este oferit de Superbet. Salut, vă spun Radu Buzeanu și Mihai Mironică, bine ați venit la Ba Da, Ba Nu. Sportul înseamnă de foarte multe ori controverse, inclusiv între prieteni. Despre asta este până la urmă vorba în sport. Avem de fiecare dată preferințele noastre, părerile noastre și de foarte multe ori ele nu coincid, așa că vom trage o nouă rafală de... Era să spun, dar nu mergem atât de departe. Rămânem doar la niște controverse în acestea, zic eu. Zică, în cazul ăsta, bună seara. Civilizate, adică nu mergem pe un stadion din ăsta din... Nu facem cu rafale, dar da. Știi că în cazul ăsta l-avea Pușcaș, care sigur că la un moment dat era în Italia și mai dădea goluri. A avut un moment în care dădea goluri, s-a nimerit să înceapă să dea goluri în perioada în care începuse atacul din Rusia, în Ucraina. Și omul dădea goluri și avea obiceiul ăsta, pentru că îl cheamă Pușcaș și se făcea că trage cu mitraliera, cum făcea și Bratu, de exemplu. Și a rămas cu obiceiul lui, doar că sigur că în context, când toată lumea era, suntem alături de Ucraina, a apărut ăsta cu mitraliera. Îl făcea Batistuta, da. Ca să vorbim de cel care... Ca să-l punem într-un registru. Ca să punem într-un context total. Da. Adică cine a dus acest gest la nivel și apoi, sigur, vorbim și despre epigoni. Însă, ideea care frământă în acest moment suflarea fotbalistică din România este dacă e sau nu FCSB în criză. De exemplu, pe de o parte, rezultatele și jocul arată ceva. Și pe de altă parte, Gigi Becali și Mihai Stoica susțin altceva. Adică mi se pare așa o discrepanță între felul în care se exprimă FCSB pe teren în ultimele meciuri și ceea ce încearcă să ne transmită conducătorii de la FCSB, și anume că nu este o criză, ba că a fost vorba de răceală, ba că a fost vorba de greșeli ale adversarilor, ba că este vorba de teren prost. Dar nu, altfel nu este nimic în regulă cu jocul celor de la FCSB. Sigur că stai să te uiți și dai seama că totuși o răceală la nivelul la care s-a întâmplat acolo între jucători, la propriu și la figurat, e ceva ce se întâmplă mai degrabă. Adevărul că pe vremea lui Companiu se vorbea că există o răceală jucători, era un alt tip de răceală, că nu era italianul jucat. Și între timp, acum apare mai degrabă o rătăceală de la răceala respectivă. Problema e următoare, că e un moment de care treci, adică e un moment, răceala durează o săptămână, dacă nu e și COVID. Văzut, te izolat 3-4 zile și după aia reveneai în puteri. E o răceală, e o chestiune de moment, adică nu poți să declanșezi de aici concluzia că, domnule, e o nenorocire situația în care se află FCSB. Au fost jucătorii răciți. Nu este o nenorocire, dar faptul că nu reușești să-ți creezi situații de poartă, că echipa care e pe undeva pe la mijlocul clasamentului, Cluj, care nu e în zona play-off, așadar, este parcă mai aproape de victorie decât ai fost tu. Faptul că Șepși vine la, iarăși, o echipă care în acest moment nu este în zona play-off și vine la București și pe arena națională te domină, eu spun că arată niște lucruri, o criză pe care nu mai putem ocoli în jocul celor de la FCSB. Îmi poți da exemplu în afară de ăsta cu Craiova, îmi poți da exemplu de momentul ăsta de echipă care se bate la titlu, care a dominat clar o altă echipă și a bătut-o la 3-4 goluri diferență, umilind-o cu 5-1 ca Steaua pe vremuri cu FCM Bacău. Nu mai există genul ăsta de situații la care ne raportăm. Nu este o criză profundă în jocul celor de la FCSB. Au această serie, de exemplu, de meciuri în care nu primesc gol. Dar faptul că Rapid acumulează în anul 2024 5 victorii în 5 partide jucate, asta cumva reflectă și un fel de criză, pentru că FCSB nu reușește să țină pasul cu cei de la Rapid în privința punctelor acumulate. Adică a fost o diferență la un moment dat foarte mare și acum ea s-a redus. S-au pierdut 4 puncte în două... S-au pierdut 4 puncte, doar că acum urmează două meciuri foarte simple, nu? Botoșanu și Voluntariu, teoretic simple, și Rapid are meciuri mai grele. Deci probabil există și o traiectorie de genul ăsta. CFR Cluj, de asemenea, de când a venit Mutu, trebuie să remarci totuși că este într-o așezune. Acolo poți să remarci o oarecare disensiune. Dar nu poți să te refugiezi. Că vezi că bat cu două goluri diferență. Nu poți să te refugiezi în program. Programul este ceva pe moment. Adică, ok, urmează un meci cu Botoșanu. Spun, criza... Nu a avut Universitatea Craiova, a fost învinsă de CFR, a învins-o pe CFR. Criză, o chestie de program, așa a fost programul. Țintarul, e o chestie de țintar. Dar pe de altă parte, pare că FCSB a avut un program infernal, a jucat cu două echipe din afara zonei play-off. Păi stai o secundă, că dacă sunt în afara, una e să fie Botoșani în afara zonei play-off, alta e să fie Sepsi în afara zonei play-off. Adică FCSB va veni și meciul ce va fi jucat în ultima etapă din sezonul regulat în deplasare cu Rapid. Atunci vom trage o concluzie, dacă e într-adevăr. Rapid se îndreaptă spre acel meci ce pare atât de important în finalul sezonului regulat, cu un alt
cu un alt tonus. Și până la urmă se vede că FCSB nu are soliditatea lotului Rapidului. Adică când vezi niște rezerve care intră la Rapid, chiar simți că ele aduc un progres în jocul Rapidului. În timp ce la FCSB, jucătorii care vin de pe bancă nu prea aduc ceea ce ar fi nevoie să vină de pe bancă. Da, deja putem să discutăm de vreo 3 jucători buni care vin de pe bancă. De exemplu, Baba Al-Hasani, un jucător bun, dacă îl duce Rapid. El a fost titularizat în ultimul meci. Păi, dar uite-te un pic rapid cu ce jucători vine. Când zici că e un lot mai solid, vine cu niște jucători pe care FCSB-ul i-a dat afară. Adică, până la urmă, dacă îi pune pe banca FCSB-ului pe titularii Rapidului, ce face? Nu neapărat la ei mă gândesc în primul rând. Păi sunt titulari, sunt vedetele echipei. De exemplu, Funcio, care era cel mai bun jucător al celor de la Rapid. Da. Până la finalul anului 2023 a devenit o rezervă, pentru că au adus niște titulari mai buni decât cel mai bun jucător al Rapidului de până au adus un atacant care joacă foarte bine, Rahmani, dar este un atacant, dacă te uiți așa un pic la el, slab la propriu, nu la figurat. E foarte slab în sensul că nu are fibră pe el. Adică uite-te la Florinel Coman și dacă la Florinel Coman faptul că are o statură de asta impozantă e un argument, gândește-te ce contraargument mare e la Rahmani. Mie numărul de goluri al lui Rahmani mi se pare că are fibră, adică numărul ăla de goluri. Mai important e să vezi fibra în reușite decât în jucător. De fundaș, depinde și cu cine. Dar pe de altă parte trebuie să mai remarcăm un lucru. Există acest obicei în fotbal. Ai să spui că dacă te întâlnești cu fundașul de la Hermannstadt, dacă te întâlnești cu fundașul de la Hermannstadt care mai degrabă același lucru s-a spus și atunci când FCSB a jucat în compania celor de la Hermannstadt, că ar fi intrat victoria celor de la FCSB cu Hermannstadt în prețul de achiziție pentru Baba Al-Hasan. Păi da, adică dacă sugerezi ceva în cazul Rapidului, cum a făcut-o și Gigi Becali, atunci trebuie să ne aducem aminte. Tu și s-a întâmplat pe teren, adică stai o secundă, tu îi cumperi jucători, acum de unde poți să cumperi jucători? Cumperi de la echipele adverse. Hermannstadt a fost moale și atunci, și cu FCSB. Adică ea a fost moale cu amândouă, știi cum a fost Hermannstadt, cum e arbitrul ăla? Bă, deci se pare că i-am anulat golul incorrect farului la meciul cu FCSB-ul lui Munteanu. Păi trebuie să facem ceva. Și atunci se inventează acel penalti din finalul meciului. Așa și Hermannstadt. Bă, am fost moi cu FCSB. Hai să fim moi și cu în compania la eliminarea din meciul care ar fi trebuit să se producă, sigur, în meciul pe care l-a jucat Steaua la Cluj. Apropo de arbitraj, Mihai Stoica încearcă să ne transmită, sau el ne transmite această idee, încearcă să ascundă, să zicem așa, anumite slăbiciuni din jocul celor de la FCSB la Cluj în spatele unor decizii de arbitraj care ar fi fost importante și defavorabile celor de la FCSB. În primul rând, un penalti care ar fi trebuit să fie dictat la ceva ce i s-a întâmplat lui Octavian Popescu în careul cel de la Cluj. Eu zic că nu. Adică a fost o decizie corectă a lui Hațegan și a ajutoarelor lui din camera. Dacă luăm ca instrument de măsură penaltiul luat de farul când a dat pe spate capul, sigur că poate orice să devină penalti, dar eu remarc totuși această tendință care se acreditează, în sensul în care de regulă îi dai echipei gazdă 5% al arbitru, așa se spune. Doar că vezi, pare că echipa gazdă este tot timpul contracandidata FCSB-ului, adică pare că organizează meciurile Rapidul tot timpul, sau CFR Cluj, să zicem. Pare că Rapid și CFR Cluj organizează toate meciurile FCSB-ului și primesc ca echipă gazdă totdeauna 5%. Adică de fiecare dată găsești o situație în care este dezavantajată. Ba mai mult, văd această spectaculozitate în care ne desfășurăm, bă, și comentatorul. Și aici nu vreau să... Dar că sunt colegii de... Dar și comentatorul, dacă a ajuns să zică comentatorul că n-are cei 7 ani de acasă, că nu și-a recunoscut faultul Octavian Popescu. Deci dacă am ajuns în stadiul ăsta, îți dai seama că e evident că e o coaliție cumva împotriva faptului că FCSB-ul a omorât campionatul. Și atunci arbitrii, comentatori, toți se așează în jurul acestei probleme. Dom'le, cum să facem să echilibrăm? Mi se pare incredibil cum s-a răsunat această chestiune. Până acum FCSB era... Despre ea se vorbea că are toată lumea de partea ei. Adică comentatori, jurnaliști, toată lumea ies și inclusiv multe echipe din campionat sunt de partea lui FCSB. Acum s-a ajuns la această imagine răsunată că toată lumea este în... Mi se pare că e o afirmație mult prea abruptă. De unde FCSB era o echipă care ar fi avut mulți jurnaliști, să zicem, sau mulți comentatori în zona ei de, să zicem, de admirație, de... Cum unde? Să zic așa? Acum nu acum mai remarcăm această conjunctură. Asta e o chestie mai puțin importantă. Mai important, mult mai important. Păi infinit mai important este... Pentru că dacă se vorbește una alta despre tine, ok, până la urmă jocul tău este cum este. Și jocul celor la FCSB, eu zic că suferă și pentru că nu are variante pentru această regulă până în 21 de ani. Și aici iarăși mi se pare absurd că FCSB trebuie să rezolve această... Deci,
toate echipele din lumea asta, Liverpool, Paris Saint-Germain, Real Madrid, vedem, toți fac calcule, mă, pe cine să luăm, pe cine să dăm, cum să facem. Mă, FCSB, dar nu zic că numai FCSB. Acum plecăm de la FCSB, pentru că de asta discutăm. Toate echipele din România, mă, trebuie să rezolvăm 4-6 jucători under. Că sunt buni, că nu sunt buni, trebuie să-i avem acolo. Pentru că ai titular, păi, trebuie să ai deci alternative tu nu să și revezi. Pe vezi bancă. Că greșea, e o greșeală în care aș da lucrurile. Nu trebuie să rezolvi să ai 4-6 jucători under. Noi trebuie să rezolvăm să avem jucători în fotbalul românesc. Trebuie să rezolvăm? Asta este motivul deci, pentru eu, care s-a stabilit această regulă. Eu spun că am fost fan al lui Deportivo La Coruña, când echipa aceasta, da. Echipa asta îi se spunea Super Depor. Și era antrenată de Javier Irureta, care avea această abilitate de a câștiga campionatul cu Deportivo, când în campionatul ăla existau Barcelona și Real Madrid și multe alte năzdrăvănii. A adus echipa în semifinala Champions League, Deportivo nu există până atunci în cupele europene. Și el avea această filozofie. La mine joacă doar Los Expertos. Și noi toți fanii lui Deportivo, din toată lumea, din Spania și de peste tot din lume, mai eram foarte fericiți de ce făcea. De ce pe mine trebuia să mă intereseze dacă Deportivo La Coruña are juniorul 14 care nu știu ce face? Atunci când îmi spui... Eu țin cu o echipă. Vreau ca acea echipă să câștige. Dacă sunt suporteri la echipei FCSB, ei vor ca acea echipă să câștige, nu contează prin e ca atunci când jucători. Spui că în America... Aș vrea să închei doar cu această afirmație foarte frumoasă pe care o invocă Sorin Cârțu și care vine din fotbal italian. Cârțu este un mare admirator al fotbalului italian și preia această expresie care este clasică în fotbal italian. La sfârșitul săptămânii, duminică, trebuie să-i vedem pe teren pe cei mai buni jucători. Nu există altfel. Nu trebuie să vedem blonzi, bruneți, o anumită orientare sexuală, o anumită origine de pe un anumit continent. Trebuie să-i vedem pe cei mai buni jucători. Nu contează vârsta lor. Păi da, e ca și cum tu mi-ai spus. Și noi, da, noi exemplu, îl vedem la FCSB. Bă, cum să facem acum să-i găsim? Veronica. Păi n-am cum păi să mă liniștesc lui Octavian Popescu, despre care toată lumea admite în țara asta că este departe de nivelul echipei FC Voluntar, nu de nivelul echipei FCSB. El trebuie să fie pe teren. El trebuie să fie pe teren pentru că s-a accidentat Tapantea. Deci artificialitățile acestea nu are ajută problema fotbalului românesc pe care o va depăși. Dar trebuie să remarcăm altceva. Trebuie să remarcăm că tu îmi dai un exemplu dintr-o parte și mi-l fixez aici ca și când are sens. În sensul în care americanii au un fel de a se comporta polițiștilor și e exemplul ăla în care spui, păi da, dacă erai în America te lua polițistul, te punea jos imediat și dacă era acolo. Păi da, domnule, dar acolo vezi că funcționează niște reguli. Acolo oamenii au arme. Ăsta e motivul pentru care polițiștii acolo sunt mai agresivi. E o altă conjunctură. În Spania este o altă conjunctură. În România suntem într-o situație dramatică cu fotbalul și lasă-i, mă, FRF-ului câteva mecanisme să poată să crească niște jucători. De-aia din România te lasă să pleci din România dacă ai o condamnare. Pentru că este o abordare adaptată realităților de aici. Deci, realitatea de aici este că noi nu avem jucători și atunci FRF-ul are această unică armă prin care poate cumva să împingă jucătorii tineri către teren. Pentru că dacă lași să joace cumva, cel mai bun fotbalist din România, cel mai bun fotbalist din România la anul 2023, Cică, Radu Drăgușin, nu are nicio legătură cu această regulă. El a ajuns la 21 de ani să fie transferat pe 30 de milioane de euro pentru că este bun, nu pentru că regula. Dar dacă ar fi a plecat de la 16 ani din România și în spațiile în care s-a dus, el a trebuit să demonstreze. A strâns din glânt, s-a dus la Salernitana, s-a dus pe la tot felul de echipe din acestea modeste. Dar dacă ar fi trebuit să bage Tottenham un jucător under 21 sau under 22, să zicem, under 22, poftim, ca să mai zică că a avut, cred că... Dacă ar fi trebuit să-l bage, l-ar fi băgat pe Drăgușin. Dacă ar fi fost englez și englezii ar fi avut o problemă cu fotbalul, ar fi fost bine pentru Drăgușin să joace, să aibă jocuri în picioare. Asta este motivul pentru care pentru tineri e bine că joacă. Campioana europeană la tineret în 2023, deci cea în exercițiu, este Anglia. Jucătorii și englezi care au devenit campioni europeni la tineret, deci au fost cei mai buni tineri din Europa. Vin dintr-un campionat în care există o avalanșă de jucători străini care vin acolo. Nu există această regulă de protecție a jucătorilor tineri englezi. Și cu toate acestea, tinerii englezi vin și bat toți tinerii aceștia protejați de prin... Păi da, bine, pentru că o are de selecție foarte mare. Tu iar îmi iei un context și mi-l pui aici ca și când are sens. N-are sens pentru că ei acolo au o bază de selecție foarte mare. Așa a făcut și Anis Hagi. S-a uitat la contextul frizeriilor din Vitoria, capitala Țării Baștilor, și a zis, bă, trebuie totuși să-l aduc pe frizerul de la mine, de la Constanța, sau de unde l-o fi adus. În deci primul frizerul rând. Din România... Deci, cum s-a gândit Ianis Hagi, care a ajuns să strângă meci după meci, partide în care nu mai este deloc introdus la Deportivo, la marea forță Deportivo Alaves. Mă, trebuie să-mi aduc frizerul. Și apogeul acestei mișcări de geniu a fost acea afirmație, de 2 ani mă chinui
să-mi iasă această freză. Deci, vezi, doi ani de când el nu mai contează... și a adus frizerul din echipe, România în Spania. La echipă de club el nu mai contează de doi ani și iată care este visul meu cel lui, mai mare, să-mi iasă această coafură. E să-mi iasă freza asta, că mă chinui de doi ani la ea, zice el. Numai eu să joc bine sub presiune, zice, să aibă presiune și frizerul. Și frizerul, da. Domnul Mironică, îmi puținează din importanța acestui subiect. Echipa națională, generația de aur, a sfârșit într-un moment crunt, vă aduceți aminte, meciul cu Tunisia, când s-au vopsit blonzi. Nu le-a ieșit freza. Ai văzut cât de groaznic a fost jocul pe teren. De foarte multe ori, freza influențează situația de pe teren. L-ai văzut pe Hagi la ultimul său meci la echipa națională cu Italia, când a luat cartonașul la roșu. Era ras în cap. Bă, arăta, ai infractor și eu îl dădeam afară de pe teren, afară. Eu cred că ăsta a fost momentul în care s-a decis. Bă, nu se poate, uitați-vă un pic. Deci freza are dimensiunea ei, că e importanță, domne. Faptul că arată bine, e imaginea României, Ianis Hagi, în Spania. Păi ce vrei să traduci? Care este concluzia celor, celor din presa care analizează în profunzime ce se întâmplă la Deportivo Alaves, de acolo, din țara Baștilor? Că Ianis Hagi în acest sezon a căzut în freză. La Deportivo, adică evoluția lui este foarte modestă și concluzia acestor jurnaliști care analizează etapă de etapă ce se întâmplă la Deportivo Alaves este că Ianis Hagi a fost un eșec în acest sezon. A fost un eșec și când ai un asemenea cădere la care nu se mai oprește. Deci ai fost îndepărtat de la Rangers, ai ajuns la Deportivo Alaves, legi meciurile unul după altul. Asta este, nu știu, mi se pare așa, deci de doi ani încerc această coafură. Nu-mi iese. Îl aduci pe frizer din păi și acum înțelegi drama jucătorului Ianis Hagi. Deci omul după 2 ani a reușit să i-a reușit această coafură și nu se vede nu, pentru că e ținut pe bancă. Nu avem această certitudine că i-a ieșit. Nu se vede, e ținut pe bancă. Deci a ieșit coafură, a ieșit după 2 ani, s-au luptat, a venit o echipă întreagă, a lucrat, a adus frizer cu tare cum aduceau alții. Ce vrei mă să-ți aducă, ți-a îmbalagit cum aduceau alții maneliști? Crezi că asta este soluția să-l convocăm în lotul pentru Euro și pe frizerul lui Ianis Hagi? Să se ocupe de... Dom'le, estetica echipei. Dacă nu avem o estetică a jocului, măcar o estetică a jucătorului. Revoluționăm. Unii au venit cu analiști, cu psihologi, cu nutriționiști. Noi putem să revoluționăm fotbalul aducând un frizer păi în lotul echipei naționale când, la o când competiție stă bine majoră. Părul, când arăți bine, uite-te la Drăgușin, crezi că îl ajută cu ceva cocola în cap? Dacă te gândești când dă cu capul, e mai mult o incomodare. Cine știe câți ani au fi muncit și Radu Drăgușin la cocola? Păi asta spun, e util că simți că arăți bine, îți place de tine pe teren să fii văzut cu tare și așa mai departe. Și apropo de asta cu dezamăgirea, lasă-l mă pe Ianis Hagi pe teren că îl scoate într-una. E o situație de asta bizară, acolo nu joacă. Nu-l mai scoate că nu-l mai bagă. Colegii nu-l mai joacă. Eu cred că dacă te uiți la meciul lui Ianis Hagi, poți să remarci faptul că nu prea e jucat de colegi. Și unul dintre motive cred că este asta, starea asta de invidie. Uite ce păr mișto are ăsta. Adică te enervează când îl vezi pe unul cu păr mișto că lui iasă freza și e agasant cumva. E invidiat. Asta este problema. Cu nicăieri. Radu Buzeanu, îți mulțumesc mult pentru prezența la doamnelor și domnilor. Vă mulțumim că v-ați uitat la emisiunea noastră și vă așteptăm și săptămâna viitoare de la 10 dimineața aici la Ba Da Ba Nu, pentru a ne certa din nou pe subiectele importante din sportul nostru. Numai bine! Acest program v-a fost oferit de Superbet.